După intrarea României în primul război mondial din vara anului 1916 și până la începutul lui 1917 pe frontul deschis de țara noastră împotriva puterilor centrale, au căzut prizonieri peste 80.000 de militari români, transferați ulterior în lagăre de concentrare în Germania și în Franța ocupată. Acesta a fost și destinul trist al militarilor români, capturați în Transilvania și deportați în Alsacia și Lorena în iarna anului 1916 în lagărul din Sulzmat. Victime ale unor represalii severe din partea soldaților germani, folosiți pentru executarea celor mai grele munci, înfometați și torturați, s-au stins din viață unul după altul până în primăvara anului 1917. La sfârșitul războiului, Consiliul Municipal din localitatea alsaciană Sulzmat pune la dispoziția guvernului român terenul ocupat de fostul lagăr german pentru amplasarea unui cimitir militar românesc, în care și-au găsit odihna peste 600 de eroi români. Situată în Valea Păstorului, cea mai mare necropolă militară românească din Franța, a fost sfințită la data de 9 aprilie 1922, în prezența suveranilor României, regele Ferdinand și regina Maria. În 1933, în partea de vest a cimitirului, a fost ridicată o statuie de bronz reprezentând o femeie încândurată, o femeie care se află într-o stare de veghe, de speranță. Este o reprezentare a reginei Maria României, simbolizând fiecare mamă, fiecare bunică, fiecare soră care își aștepta acasă persoana dragă. La 100 de ani de la primul război mondial, martiriul celor peste 2300 de soldați români, decedați în prizonierat în Alsacia și Lorena, a fost comemorat în cimitirul românesc din Sulzmat, printr-un eveniment de o încărcătură simbolică aparte. Prezent la ceremonie, secretarul de stat Nicolae Nasta, șeful Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Informare Publică din Ministerul Apărării Naționale, a adus un omagiu eroilor români. Ne cinstim înaintașii, ne respectăm actele istorice și pe făptuitorii lor, făcând cunoscute faptele și jertfa lor în slujba patriei. Avem datoria de a ne apleca mereu asupra trecutului, să ne recunoaștem și să ne înțelegem valorile, să ne respectăm eroii. Sunt convins că, asemenea mie, sunteți și dumneavoastră cuprinși de emoția de a ne afla astăzi aici, atât de aproape de bravii militari români, necropola de război de la Sulzmat, oferindu-ne dovada tăcută și amintirea permanentă a sacrificiilor din trecut săvârșite de militarii români. La comemorare, Casa Regală a României a fost reprezentată de către Alteța Sa Regală, Principele Radu Duda. Liniștea sutelor de cruci a fost înnobilată de accentele tulburătoare ale naiului renumitului interpret Nicolae Voiculeț, care, cu atâta dăruire, a făcut să răsune această vale a plângerii de doinele noastre românești. Foarte, foarte impresionată de istoria acestor oameni care, săraci, au murit de foame și de frig și au fost ajutați aici de săteni. Lucru pentru care, de fiecare dată când am putut, am venit cu mare, mare plăcere și ne-am rugat pentru ei. Chiar dacă ești plecat de mulți ani, sufletul tău este român și rămâne român. Deci eu sunt plecată de 35 de ani din România și eu sunt româncă. Pe parcursul evenimentului, garda de onoare a fost asigurată de militari din cadrul Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, care la finalul ceremoniei militare au defilat în memoria sutelor de eroi căzuți departe de țară și de cei dragi. Am venit special astăzi aici, ca și veteran de război rănit în 1945, cu acest spirit de conservare a memoriei eroilor. Una dintre preocupările mele constante a fost de a transmite tinerilor aspecte dramatice din timpul războiului. Cu aceeași ocazie, primăria din Sulzmat a organizat și un simpozion în care au fost prezentate lucrări referitoare la Marele Război și la situația militarilor români în prizonierat în timpul primei conflagrații mondiale.